După ce a deschis competiția oficială a celei de-a 69-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, cel mai nou lungmetraj semnat de regizorul Cristi Puiu, Sierra Nevada, a deschis și sezonul de toamnă al premierelor cinematografice românești. Păi azi, ce mănânc eu dimineața? Ești cu Laura? Dar cu cine să fiu? Ești fetele. Păi ce-ți caută ei aici? Păi de ce nu iei din mezelurile astea să-ți faci un sandwich ceva, că până vine popa ăsta? Să repar asta sub taică tu. Tot ce fac eu aici e pentru sufletul lui, dacă n-ai înțeles. Aliluia, aliluia, aliluia. Trebuie să termine popa spectacolul și ne așezăm la masă. Să vezi tu ce se calmează poporul după ce bagă la stomac o sarmă. Cum ai putut să fii așa? Că nu o să te faci. Mai mamă, dar n-am făcut mingat. Da, păi ce o stră de căcat din astea. Ai zis că ar trebui închise toate bisericile și mai rău cu povestea aia veche de propagandă comunistă cu opiumul popoarelor. Păi și ce, n-am dreptate? Ui, și de mama și de tot. Și dacă mai aud o dată că aduce vorba de comunism aici în casa asta, o dau afară. Ia zi, Toni, la urmă cum e? Cu ce? E sau nu e muia Twitter? Măi, eu n-am fost ușă de biserică, că de mai greșește omul. Păi dacă te interesează așa de mult familia, de ce umbli pe alte femei? Nesimțitule și cloșcă ordinară ce ești. Da, ce râzi, mă, rău, ce? Ce vrei să să știți că eu am venit aici și nu am venit pentru ca să aud cum se vorbește ca la ușa cortului. Vă putem să mâncăm și noi? Da, mă. Și e voie să zicem și poftă bună? Acțiunea din Sierra Nevada are loc la 3 zile de la atentatul din redacția Charlie Hebdo și la 40 de zile de la moartea tatălui său, când Larry, un medic trecut de 40 de ani, urmează să-și petreacă ziua de sâmbătă, însoțit de tânăra lui soție, în sânul familiei reunite cu ocazia comemorării celui dispărut. Evenimentele însă nu se derulează conform așteptărilor. Eu mă ocup cu regia de film și în drumul ăsta pe care îl face un regizor de film către propriul lui film, există o sumedenie de întrebări pe care și le pune, dincolo de faptul că învață meseria asta pentru a ajunge să articuleze, cu ajutorul imaginilor, sunetelor, actorilor și poveștii, o bucată de cinema, să zicem așa. Se poate să reușească, se poate să nu reușească. Dar de foarte multe ori, din poziția de spectator, lucrurile pot părea lipsite de sens. Și înțeleg asta. Dar există și o întrebare apoi, pe care eu mi-o pun de fiecare dată atunci când mă întâlnesc cu filme pe care nu le înțeleg din prima și îmi spun, băi, probabil că eu nu înțeleg. Adică e poate prea ușor să dai vina pe regizor și să spui, domne, mi se pare prea mult sau mi se pare inutil să asist la aceste 6 minute de la începutul filmului, pentru că sunt doar niște oameni care traversează strada. Despre ce este acest film? Acest film este despre foarte multe, printre altele, și nu vreau să vă țin aici un discurs, să vă predic, să vă educ în materie de cinema. Doamne ferește! Dar există această întrebare pe care eu mi-aș fi pus-o în poziția dumneavoastră. Despre ce este acest film? Dar acest film este despre foarte multe lucruri care sunt legate de propria noastră istorie și legate de istoria mare, la care noi, indivizii, ne raportăm foarte ușor. Dar ce știm din povestea vieții noastre? Nu prea știm multe lucruri. Cadrul ăla de la început de 6 minute avea exact această funcție. Există un aparat de filmat care este plasat într-o poziție. Evenimentele se petrec în timp real și sunt înregistrate în timp real. Anumite lucruri le auzim, altele nu le auzim. Din ceea ce vedem și din ceea ce auzim, recompunem o poveste oarecare, în orice caz o poveste pe care noi tindem în mod inconștient să o socotim ca fiind exactă. Ce știm noi despre Revoluția din 89? Avem niște date, avem niște sunete, avem niște imagini pe care le recompunem.
și Gheorghe Udeș, și Ana Paucă, și Nicol, și Ceaușescu, și Maură, și Teohari Georgescu, și Votora, și toți, toți agenți ai Moscovei și criminali. Scuze-mă. Adică tu vrei să-mi spui că dacă noi, comuniștii ăștia care nu vă plac vouă, n-am fi venit la putere, v-ar fi făcut regele ăsta al vostru, care nici măcar român nu era, v-ar fi făcut el blocuri în care să stați și v-ar fi electrificat el țara, da? De ce criminal? Pentru că le-a dat de mâncare la săraci? Pentru că i-au băgat în pușcărie pe cheaburi? Pentru că au ajuns oamenii să poată merge la spital gratuit? Asta doar cum s-ar fi întâmplat și sub rege. A, îmi pare rău, dar istoria nu se face cu presupuneri. Dacă le-ar fi făcut și regele, de ce nu le-a făcut înainte să venim noi? Ce i-a lipsit? Timpul sau inspirația? A cerut cineva blocuri? Lasă-l, adică. Oamenii au dus-o foarte bine până să vină Ceaușescu la putere. Și nici tu, nici Sandra nu erați născuți, că doar eu vă știu de când erați atâtica. Și nu știți ce mulțumiți erau oamenii de blocurile astea pe care li le-a dat partidul. Da? Da. Și mergeam de drag. La defilarea de 1 mai mergeam de drag. Regizorul Cristi Puiu a apreciat condițiile tehnice din sala de proiecție de la Cinema Modern din Suceava, a venit și cu câteva sugestii și a descris în câteva cuvinte cinematografia românească. Este foarte greu pentru noi să trecem acest prag al țării. În România nu mai sunt cinematografe, sunt foarte puține ecrane. În momentul în care Ceaușescu a căzut, erau în jur de 500 de ecrane în România. Acum sunt cu toate alea socotite, adunate de la multiplexuri, mall-uri, în jur de 100. Sunt orașe fără cinematografe și publicul din România a pierdut progresiv interesul pentru film românesc. O proiecție foarte bună și vă felicit pentru această sală. A trebuit ca pereții să fie cumva acoperiți de niște sisteme acustice, de lemn, în fine, știu specialiștii, și să nu fie albi. Dacă o să-mi dau cu părere. Și o să iasă o mare chestie aici.